Hello, dragilor! Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Vă invit să vedeți astăzi, așa pe scurt, ce am mâncat eu toată săptămâna. Și de ce am făcut eu acest vlog? Pentru că am văzut și la alte fete, într-adevăr, în afară, adică nu e creația mea, nu este ideea mea, am văzut și la alte fete și uitându-mă la ele, găseam așa chef de gătit, inspirație să fac niște schimbări în stilul meu de viață și tot așa. Și m-am gândit de ce să nu fac și eu un astfel de vlog. Și de ce l-am făcut? Un alt motiv, nu doar pentru că mi s-a părut util și interesant atunci când mă uitam eu la alți creatori de conținut, ci și pentru că este și pentru mine o motivație. Mi-am creat, la început de săptămână, un plan alimentar în Notion, acolo unde mi-am mutat mare parte dintre toate activitățile mele de organizare, ca să zicem așa, printre care și acest plan alimentar. Îl creez la sfârșit de săptămână, în cazul acesta eu l-am creat marți, și am început să urmez acest plan, dar mi-am notat și ce am consumat ca alimente luni. Și mai departe am început să filmez fiecare masă pe care eu am gătit-o și exista în acel plan alimentar. Am respectat unul la unul acel plan? Nu, l-am respectat în mare parte, da. Și o să vedeți, o să vă arăt pe parcursul videoului și acel plan așa pe scurt. Și bineînțeles că o să vedeți cum am respectat în mare parte ceea ce am programat acolo. Acum, poate pentru unele persoane poate părea groaznic, nu știu, li se pare obositor mental. Eu sunt o persoană care funcționează foarte bine cu multă organizare. Îmi place să știu ce am de făcut și dacă nu știu ce am de făcut, este foarte obositor. Pentru alte persoane poate fi inversul, spontaneitatea este mult mai ușoară. În trecut, făceam o listă de cumpărături cu alimente sănătoase și mă gândeam eu că e obositor să am un plan și combin alimentele așa cum cred eu creativ pe moment. Nu m-a ajutat deloc, eram total dezorganizat, ajungeam să consum alimentele care îmi plăceau mai mult sau dacă îmi cumpăram câteva alimente nesănătoase, nu știu ce îmi plăcea mie să-mi cumpăr, profiterolul acela gogoșele sau ăla îmi plăcea foarte mult sau nu știu, chestii din acestea nesănătoase, tindeam să le mănânc pe acelea primele. Și apoi mâncam dezechilibrat, pentru că nu-mi gândeam câte legume să am în farfurie, la fel de detaliat cum am făcut-o acum. Dar iarăși, planul meu nu a fost foarte rigid. Adică, de exemplu, astăzi, pentru că filmez, bineînțeles, la final acest intro, este duminică, am avut un orez care mi-a rămas, am avut niște pizza care mi-a rămas și atunci am modificat puțin planul alimentar. Dar m-a ajutat foarte mult să respect. Și un alt lucru pe care vreau să-l specific, nu sunt nutriționist, nu sunt medic, iar planul meu alimentar nu este unul 100%, nu știu, sănătos, 100% dietetic. Am inclus acolo o prăjitură făcută în casă, am inclus carbohidrați precum aluatul de la pizza sau orez. Există și carne pe care eu nu am consumat-o decât pe pizza. Aseară este singura carne pe care am consumat-o toată săptămâna și la micul dejun pe care l-am mâncat prin Brașov, pentru că nu am avut efectiv altă variantă. Și cam atât, dar în afară de aceste două excepții, eu am mâncat fără carne toată săptămâna, pentru că așa mănânc în mare parte și acum puteți să vedeți exact cum mănânc. Deci e mai mult o inspirație, să zicem așa, și o motivație pentru mine. Cam asta e, gata. Mai departe o să vedeți așa planul meu alimentar de săptămâna aceasta și cum a arătat el și ce am gătit eu. Sper să vă placă și să vă inspire și vă invit în comentarii să-mi dați și voi sugestii. Poate să-mi spuneți, uite, Mădălina, aici nu mi se pare corect sau nu știu. Sunt convinsă că și voi aveți destule cunoștințe și sunt curioasă cum vi se pare, dacă aveți alte idei de rețete. Poate știți idei de rețete de prăjituri sănătoase, ceea ce și eu încerc să caut pe viitor. Și tot așa, eu sunt deschisă la distracție și balamuc în comentarii. Ne vedem acolo și vă invit să-mi dați și un follow. Vă las cu rețetele. Bună dimineața, bună dimineața! Astăzi este marți, am început de marți și am făcut așa, o banană pisată, pentru că aveam de ceva timp și am vrut să o mâncăm, cu granola, iaurt vegetal și puține nuci. Acestea ar fi nucile, pe care le mai aveam. Am folosit granola din aceasta de la Lizis, de care folosesc eu în mod normal. Și am folosit, bineînțeles, iaurtul acesta de la Lidl. Când nu le iau pe cele de la Alpro, le iau pe acestea. Așa. Și am folosit, aici pentru Sorin,
Ne punem câte puțin, nu foarte mult. Un pic de, eu am chiar și mai puțin, aveam o sticluță din aceea mică de suc Olimpia cu morcov. Morcov, nu știu ce mai e în el. Oricum, din acela care conține de bază morcovul. Cam așa arată. Ăsta e micul meu dejun și, bineînțeles, aici avem paharele cu apă și vitamine. Eu pe ale mele le-am luat. Magneziu și beuri. Și cam asta e pentru dimineața aceasta și bine. Cafeaua pe care eu nu o beau astăzi. Astăzi nu se beau cafea. A venit și ora prânzului, este 12 și ceva, pentru că durează până îi pun la cuptor. Am făcut niște cartofi dulci cu diferite condimente, nu am pus deloc ulei și fish fingers din acestea. Din aceștia o să folosesc. Și this is it. Nu mai am pește normal, că poate aș fi pus la cuptor și pește normal, dar sunt ok și aceștia momentan. Și cam asta e. Îi pun la cuptor. Și vă arăt rezultatul final în câteva minute. Gata mâncarea. Am pus puțin sos cheddar peste cartofi. Sunt puțin arși, bineînțeles, pentru că m-am apucat să fac un planning, să scriu niște chestii și am uitat de ei, dar sunt ok. Și peștele și cu puțin, am zis, sos cheddar. Și cam asta e prânzul. Cam așa arată micul dejun. Multă smeură pentru că îmi place mult. Am făcut un toast cu peanut butter și smeură, așa cum v-am zis. Căpșune. Acolo un toast sărat. Asta e una dintre diminețile în care nu mă pot hotărâ între dulce și sărat. Și atunci am făcut o combinație. Nu cred că e nimic atât de greșit aici, sper. Bună dimineața, este miercuri dimineața la mine. Ați văzut că v-am arătat deja ce am mâncat ieri, o parte din ce am mâncat ieri. Seara nu am mai reușit să vă arăt. Am fost la părinții lui Sorin, a fost o onomastică a mamei lui și am mâncat grătar, bineînțeles, au făcut ei. Grătar cu legume, am mâncat două felii de pâine și, mă rog, grătar au făcut mici. Și așa că am mâncat și eu, evident. Și, bineînțeles, astăzi revin la meniul meu, am făcut aceste toasturi. Smeura îmi place mie foarte mult. Îmi place combinația aceasta de peanut butter cu smeură, dar pentru că nu mă hotăram între dulce și sărat, așa fac. Am dimineți în care nu mă pot hotărâ, așa că mi-am făcut și un toast cu somon, brânză tartinabilă și roșie sherry. Și câteva căpșune, 3. Cam asta e. M-am gândit să fac acest clip în primul rând și pentru mine, pentru că mă ajută să monitorizez felul în care mănânc, spunem așa. În general mănânc destul de sănătos, doar că mănânc, din ce îmi dau seama, dezorganizat, cantități uneori nu mari, adică mari în sensul că dacă am alimente calorice, dacă mănânc un pic mai mult, evident că am un surplus foarte mare de calorii, dar nu mănânc un volum extraordinar de mare de mâncare, dar mănânc destul de caloric, din ce îmi dau seama. Și atunci încerc să-mi controlez un pic felul în care mănânc și anume mi-am făcut un plan alimentar, o să-l pun eu aici, foarte clar, în care să știu ce gustare am, ce mănânc la prânz, ce mănânc dimineața, pe mine mă ajută foarte mult organizarea și să am o claritate. Și am hotărât să fac treaba asta. Înainte făceam o listă de cumpărături și mă gândeam eu, ok, o să fac combinații creative dintre X și Y ingredient și nu funcționa. Pentru că ajungeam poate să mănânc mai mult ingredientele care îmi plăceau sau să fiu dezorganizată și tot așa. Și am zis că ok, o să-mi fac un plan clar știind că eu în general funcționez foarte bine cu o organizare așa, cu o claritate și am zis ok. O să revin la ce făcem și atunci când mergem la nutriționist și anume să fac un plan. Eu cunoștințe am destule în privința alimentației, așa că mă descurc să fac un plan alimentar. Mi-am făcut o listă de ingrediente și cel mai important, pentru că principala mea problemă e pofta de dulce, am inclus ceva dulce în meniul meu. Știu că poate nu o să mă ajute să pierd în greutate așa repede, dar psihic e mult mai bine așa decât să renunț după o săptămână. Prefer să mănânc echilibrat și atunci am un Kinder vineri și o să fac o prăjitură în weekend și, bineînțeles, un tiramisu mi-am propus și, bineînțeles, că o să mănânc din măsură, din acel tiramisu, cu măsură, pardon. Și cam asta e. Și
îmi permit o dată pe săptămână să comandăm ceva de mâncare. Bineînțeles că și acolo, la fel, o să fie cu măsură, o salată lângă sau o să văd oricum. Oricum, nu sunt foarte mare fan fast food. Singura chestie care îmi place foarte mult, într-adevăr, e pizza. Dar pizza pot face și eu în casă. Ceea ce am inclus oricum în meniu. Deci o să vedeți, oricum când am pus meniul, l-ați văzut, nu sunt chestii de dietă, doar legume și carne. Nu, am inclus tot felul de alimente. Dar ce mă interesează pe mine acum este să reușesc să mă disciplinez un pic cu orele la care mănânc și să știu clar ce mănânc. Și apoi, treptat, poate îmbunătățesc. Deși eu nu simt nevoia. Dacă vreau să fac o pizza cu legume în casă, o să o fac. A doua zi o să mănânc salată, supă și alte lucruri, adică o să le alternez. Nu o să fie exclusiv, nu știu, pește, carne și salate sau ceva de genul. Oricum, carne eu nu am. Ce există carne acolo pentru mine va fi varianta verdină, cea vegană, pentru că îmi doresc să nu mai mănânc pe cât posibil. Mai mănânc din când în când cu Sorin, dar îmi doresc să nu mai fac excepția asta și să încerc să mănânc vegetarian, cum mănânc mare parte din timp. Bun, revin la micul dejun și ne vedem puțin mai încolo cu prânzul și cu cina. Sunt luate de la Mega căpșunile astea și sunt super aromate, chiar sunt bune. Poftă bună și vouă dacă mâncați în timp ce vă uitați. Am mănânc micul dejun și mă uit la un episod din The Crown. A apărut noul sezon! Sezonul 5! Și o să fie foarte mult despre Diana. Abia aștept să văd. Mă uit la maxim un episod sau jumătate de episod. Și mă apuc de treabă. La masa de prânz o să mănânc o salată. Probabil o să iau și două rondele de orez. O să vă arăt imediat ce rondele. Am pus mozzarella light, praz, morcov, ardei, roșie, salată verde, ardei iute și dedesubt nu se vede, decât puțin aici. Am pus și puțin somon, ca să am mai multă proteină. Cam asta e, cu două rondele de orez. Și ăsta e prânzul meu. Și acestea sunt rondelele de orez pe care le folosesc eu, le iau de la Lidl. Arată așa, le găsiți și Mega în alte variante, cu siguranță. Dar, da, cred că o să mănânc cu două rondele din acestea și cam asta e. Am venit până la Cora să căutăm un vas de Ena. Am trebuie pentru prăjituri și pentru tot felul de rețete la cuptor. Și să mai luăm ce ne mai lipsește, una alta. Și sper să găsesc și decorațiuni de Crăciun ca să mă bucur în vas de asta. S-a făcut și seară la mine, miercuri seară, am făcut o salată de toate, cu roșie, castravete, morcov, praz și am făcut un pește la cuptor. Nu arată el fenomenal, dar e foarte bun, l-am făcut într-un vas de Iena. Ați văzut că am mers și am cumpărat. Și o felie două de pâine, cam asta e. Bună dimineața, într-o zi de joi. Ce avem noi aici pentru micul dejun? Avem un Alpro cu proteine cu fructul pasiunii, fructe de pădure aici, afines meură și niște căpșune și am pus puțină granola Lizis. Ah, și am uitat să pun peanut butter. O să mă duc să pun din acela de la Meridian, dar foarte puțin. Mănânc asta și am de gând să îmi continui lectura cu această carte. Ignorați praful, deci efectiv șterg în fiecare zi mobila aceasta și tot se murdărește. O să-l șterg mai încolo iarăși. Ferma animalelor, de George Orwell. Știu că poate multe dintre voi ați citit-o deja, dar dacă nu ați citit-o, să știți că e o carte lejer de citit. Este o lectură ușoară, dar în același timp cu multe subînțelesuri despre totalitarism, din ce m-am prins eu până acum și din ce am mai citit despre carte. O să vedeți cum porcii preiau controlul, practic scapă de oameni animalele și porcii treptat preiau controlul și sunt nedrepți cu celelalte animale. Cam atât, restul descoperiți voi în carte. Și voiam să vă arăt și aceste crizanteme superbe, pe acestea le-am primit zilele trecute.
Mi se par superbe. Lumânarea e luată din Pepco de mai mult timp, dacă vă interesează. Și cam asta e. Mă apuc să citesc și să-mi mănânc micul dejun. A sosit și vremea prânzului. Mi-am pregătit deja o supă cremă de linte. Am pus puțin piper în ea, puțin usturoi granulat și cam atât, cred, și puțin ulei de măsline. Și o să o mănânc cu perle din acelea de la Lidl de supă și puțin parmezan ras. Dar haideți să întorc camera să vă arăt. Cred că este destul de fierbinte, de-abia o țin eu aici, dar o să mănânc supa și după care o să trebuiască să scriu un scenariu. Am așa o idee de vlog, dar nu este foarte clară. Vreau să mă apuc să-mi fac un research și să scriu un scenariu, dar nu înainte de a termina de mâncat, de a începe, de fapt, că nici n-am început. Și am gătit aseară, by the way, vasul acela de iena, l-am luat din Cora, am dat 50 ceva, 60 de lei maxim pe el, cred că 53 de lei sau 54 de lei, ceva de genul. Este foarte, foarte util. Am făcut aseară peștele pe care l-ați văzut în vasul acela și a ieșit foarte bine. Vi le recomand dacă încă nu aveți un vas din acesta mai mare. Eu l-am luat și pentru tiramisu, pentru că pot să fac în el super bine tiramisu. O să fac în weekend, o să vă arăt. Și cam atât. Am început să citesc o carte, se cheamă Ferma animalilor, sigur o știți, a lui George Orwell. E super tare, nu știu cum de mi-a scăpat și nu am citit-o până acum. Am tot zis să o citesc și n-am reușit. Dar am citit-o aproape pe toată, mai am câteva pagini, o termin mâine sau maxim poimine. Nu că n-aș putea să o citesc, dar am alte lucruri de făcut și îmi setez așa un capitol, două ca target. Și mă apuc, am de făcut și curățenie prin casă, v-am zis că fac curățenie în timpul săptămânii, am de lucrat, de editat un reel pe care l-am filmat mai devreme. E un reel cu un smoothie și m-am străduit eu să iasă așa o calitate super faină și în momentul în care turnam smoothie-ul în pahar, se făcea așa mai pete paharul și m-am chinuit foarte mult. Am risipit și smoothie-ul, am murdărit și vreo 3-4 pahare, așa puțin din backstage ce se întâmplă când filmăm materiale. Dar e ok. E pe cameră să văd cum a ieșit, încă nu l-am verificat. Sper că a ieșit bine de data aceasta. Și cam asta. Dar, în principiu, prioritatea mea acum este să fac niște update-uri la blog, pentru că a trebuit să fac niște modificări tehnice, niște chestii. Și am și un articol de pus acolo și să lucrez la... să editez la acest vlog. Și, bineînțeles, să lucrez și pentru celălalt, cel de-al doilea vlog. Eu o să mă concentrez acum pe masă și ne auzim puțin mai încolo. Avem un vlog în vlog aici, editam vlogul de astăzi, pe care îl vedeți acum. Și mi-am dat seama că trebuie să vă arăt și gustările. Ieri, de exemplu, am mâncat o portocală și am băut, cred că, jumătate de pahar sau un sfert de pahar de suc de portocale. Astăzi am băut în prima parte a zilei un sfert de pahar, da, tot așa, un sfert de pahar de suc de portocale și acum mănânc kiwi și puțin caju. Cam asta e, are grăsime, acolo avem vitamine și cam așa e. Se aude scârțind scaunul de la birou, nu știu de ce tot face așa. Și bineînțeles apă. Cam asta e gustarea mea, de regulă mănânc fructe, nu prea, e prima dată când mănânc fructe uscate. Dar cam asta e. Gata și cina. Stați să vă arăt la mine că aici e carne și eu nu mănânc. Am făcut niște cartofi duși la cuptor cu falafel de la Edenia și cu humus. Și bineînțeles o salată de varză cu morcov. Vedeți că sunt câteva lucruri. Majoritar sunt legume și chestii sănătoase și pe ce vreau eu să pun accent este nu vreau să mă înfometez. Așa că mănânc multe chestii sănătoase. Bineînțeles, o să mănânc salată de varză. Nu am exagerat aici cu cantitatea de cartofi, eu zic că e ok. Și tot așa, mi se pare sănătos și echilibrat și hrănitor. Deci cam asta o să fie cina mea în seara aceasta și mesajul meu, este acesta. Să nu vă înfometați. Bună dimineața, lume! E bine dimineață! M-am trezit la 8, acum e 9. Am făcut un mic dejun cu o omletă. Două felii de telemea, două felii de pâine prăjită. Am început să mi le pun pe farfurie ca să fiu sigură că nu-mi trec măsura și am făcut o salată din aceea de vară cu roșii, castravete, ardei, praz.
E gata și pâinea. Am mai prăjit acolo să aibă Sorin. Și cam asta e. El o să mai aibă și puțin humus în caz că mai vrea ce a rămas de seară. Deci, poftă bună la cafeluță. Astăzi o să beau și o cafea, simt nevoia. Pentru că dorm foarte prost, am durere de spate, așa că, în afară de asta, o să beau și o cafea. Și a venit ora prânzului și vă prezint în direct și în reluare cu Mădălina Guerrieri Mici Fake. Sunt mici vegani, pentru că nu am găsit altă variantă de carne vegană, adică de gustare vegană ce-o fi de la Verdino și am luat acești mici și am făcut aici un orez cu dovlecei și ciuperci. Și aici avem cotlete porc și, bineînțeles, orez. Fiecare cu ce-l doare. Cam asta e. Poftă bună la mici și fake. M-am apucat să pregătesc tiramisu pentru un weekend. Am separat 6 ouă. În mod normal ar fi trebuit 5, dar sunt micuțe, e ok. Mi-ar fi rămas un singur ou în frigider și nu avea sens. Zahăr, cacao, vanilie, pișcoturi, pe acestea le-am luat din Lidl și am făcut aici cafea destul de multă și mă apuc să pregătesc rețeta. Patoule cu zahăr, cu sare, cu vanilie, știți deja cum se fac, se amestecă separat. Pun mascarpone care este în frigider, nu l-am scos. Am făcut crema și mă apuc de montat, bineînțeles. Vă arăt pe măsură ce fac rețeta. Este gata pezeaua, să zicem așa, sunt albușurile bătute cu mixerul cu sare și zahăr. Și acum o să pun aici zahăr. Eu de obicei îl pun după ochi, recunosc. Așa. Vanilia, nu se vede foarte bine. Astăzi este o zi mai întunecată, așa. Bun, pun cam jumătate, să nu fie foarte lichid. Cam așa. Și amestec acest conținut până devine alb și cremos. Gata și gălbenușurile. Le-am amestecat foarte, foarte bine și am adăugat mascarpone. Cam așa arată. Dacă vreți să vedeți gramajul și rețeta, bineînțeles că nu e rețeta mea, nu mă pricep, e rețeta Jamilei și o să o las în descriere pentru că trebuie să dăm credit. Este rețeta ei, bineînțeles. Și este foarte bună și vă recomand. Am combinat crema de gălbenușuri cu, bineînțeles, crema de albușuri. O să iau de această dată pișcoturile și o să le însiropesc cu cafea îndulcită și o să le întind în tavă, o să pun cremă și apoi evident o să presar și cacao, așa că haideți să începem să montăm. Să încep eu să montez și vă arăt mai bine la final ca să nu stați să asistați la toată nebunia. Gata primul strat, am adăugat pișcoturile înmuiate în cafea. Haideți să luăm de aici niște pișcoturi. E haos, ignorați. Îl înmuiem în cafea și începem cel de-al doilea strat. Eu nu-l țin foarte, foarte mult. Și punem aici următorul strat. Construiesc un cremă și apoi usita cern așa peste cacao. Și gata! Mă pregătesc să pun sosul. Sosul, Doamne, sosul. Mai nou crema se numește sos pentru mine. O pun așa deasupra. Facem o inimioară. Stați, n-am suficient sos. Haideți să facem o inimioară din sos, din crema. De ce tot spun sos? Amuzant, în cantități industriale. Eu nu văd ce fac, dar am făcut o semi-inimioară, cred. Da! O să pun crema acum, presărăm cacao și prăjitura mea e gata, depus la frigider. Ta-na! Gata prăjitura! Și arată așa. A început deja să se ude puțin cacao de la crema de dedesubt, dar nu e nimic, o bag în frigider acum prăjitura. Și this is it! Mâine poate facem și aceste castane la cuptor. Sper să apuc să am timp. Dar cam asta e. Cred că o să mergem mâine la părinții lui Sorin cu această prăjitură și cu pizza. Devine deja o tradiție să fac pizza, să mergem să mâncăm. În weekend-uri și cam asta e. O pun în frigider și vă arăt mâine când ai din ea. Am făcut niște salate pentru cină. Și am adăugat aici și mozzarella, în plus față de ce adaug de obicei.
și o să pun creveți pe deasupra și puțin parmezan. Gata salata, așa arată. Am pus foarte multe legume, foarte multe. Fasole, am pus și fasole din aceea roșie, castravete, ardei iute, ardei simplu, nici nu mai știu, am pus foarte multe lucruri, praz, am pus parmezan, crevete și morcov. E foarte, foarte bogat în tot felul de vitamine și destul de slab caloric, zic eu. Am venit de la Brașov, n-am putut dormi până la vreo 4 și ceva dimineața, așa că ne-am urcat în mașină și am plecat să ne plimbăm și am ajuns până în Brașov, ați văzut, nu puteam să vorbesc foarte mult că era muzică. Și am mai băut suc Olimpia pe drum, am mâncat Cheetos și Dumnezeule, tot așa ceva de genul, am scapă și pombăr, am mâncat prostii pe drum și n-am mai mâncat nimic în afară de ce ați văzut acolo. Și acum am promis că vă arăt felia de tiramisu. Am mâncat și aseară, dar vă arăt acum pentru că ne bucurăm de o felie de tiramisu și ne duce să ne odihnim pentru că n-am dormit deloc de 2 zile. Suntem foarte obosiți, eu cel puțin am probleme cu somnul. O să îmi cumpăr niște melatonină ceva, nu știu ce să fac, pentru că dorm foarte, foarte prost. Dar întâi mă bucur de această prăjitură și scot aluatul de pizza pentru că i-am promis lui Sorin că îi fac în weekend și își dorește, dar să văd dacă mă simt odihnită. Oricum eu îl scot de la dezghețat, vedem ce se întâmplă. Deci, așa arată o zi dezorganizată de weekend în care sunt obosită. Mănânc dulce și am mâncat pombăr și citos pe drum. Dar știți cum e, când pleci undeva pe drum îți cumperi toate nebunile. Așa că mă bucur de această prăjitură făcută de mine, cel puțin. Cam asta e, revin cu cina. Am făcut pițucă, aceasta ar fi prima, mergem în sufragerie, negociem la ce să ne uităm. Sorin nu vrea să se uite la filme de Crăciun, pentru că e prea devreme, eu vreau să mă uit la filme de Crăciun cu 7 luni înainte și acum suntem în negocieri extreme. El vrea să se uite la C++, eu vreau să mă uit la vloguri sau la filme de Crăciun. Știți cum e, fiecare familie, găsim noi o soluție. Și mai am în cuptor o pizza cu dovlecei, o să vă arăt și pe aceea și asta mâncăm. Suntem foarte obosit și așa că ne-am gândit să mâncăm ceva bun. Gata și pizza numărul 2, nu mai insist asupra ei pentru că ați văzut, am pus stele mea și dovecea, am mai făcut eu pizza din aceasta. Și cam așa arată și mă duc să mă uit la stand-up, că până la urmă la asta ne uităm. Stand-up, bineînțeles, cu renumitul Costel și râdem. Și mâncăm pizza. Bună dimineața și cum întotdeauna planurile nu se pupă 100% așa cu ce ne dorim noi, o să mâncăm din pizza aceasta, pe care am lăsat-o prea mult la cuptor, dar e ok, ce ne-a rămas de aseară și o să împărțim și această felie de tiramisu. E dimineață, e aproape 12, deci să vedem dacă mai mâncăm la prânz, dar da, îmi place treaba asta că mâncăm totuși din ce ne-a rămas, mie nu-mi place să arunc alimente și din fructe ce mai avem, o să mâncăm și săptămâna viitoare, evident, și din alimentele care ne-au rămas, la fel. Dar, da, cam acesta e micul dejun, duminică dimineața. Ne punem un video, un film, ceva, ne uităm și apoi o să plecăm la cumpărături alimentare pentru săptămâna viitoare. Prânzocina este cu orez cu legume, cu ciuperci și dovlecei și cu micii aceștia vegan de la Verdino. Sunt rămase din ce am gătit săptămâna aceasta și lui Sorin i-am pus din carne pe care am gătit-o la cuptor săptămâna aceasta. Și tot așa cu orez. Și cam asta e. Sper că v-au plăcut rețetele pe care le-ați văzut și că, nu știu, poate v-a inspirat să începeți să construiți pur și simplu un plan alimentar și voi să vă faceți pe baza lui o listă clară de cumpărături, ceea ce urmează să fac și eu mai departe astăzi, să merg să cumpăr alimentele pe care le-am preluat din planul alimentar pentru săptămâna ce urmează, de exemplu. Așa cum ziceam, sper că v-a inspirat să poate să aduceți niște îmbunătățiri alimentației voastre. Poate e prea strictă și vă gândiți să introduceți o prăjitură făcută în casă, știu eu. Poate nu aveți o listă de cumpărături foarte clară și nu aveți mesele organizate.
oricare motiv ar fi, dacă a existat acolo 0,001% inspirație din videoul meu, yes, mă bucur super mult, pentru că și pe mine mă ajutați în momentul acesta, prin acest script, să fiu mai organizată. Vă pup, vă îmbrățișez și vă rog tare, tare mult să-mi dați un follow, pentru că îmi doresc foarte mult să ajung la, așa, pe parcurs, măcar la 1000 de urmăritori acolo pe YouTube. Și să vă mulțumesc din tot sufletul pentru că v-ați uitat până aici. O să vă arate YouTube două clipuri și dacă vreți să vizionați mai departe și să mă susțineți sau vă atrage atenția unul dintre cele două clipuri, vă invit să le urmăriți mai departe.